Prieteni, în continuare vom vorbi despre un aliment deosebit, pe alocuri controversat și plin de mistere. Polenul de albine este recunoscut drept un produs miraculos oferit de natură, care are numeroase proprietăți terapeutice pentru organismul nostru. Pentru a afla mai multe despre beneficiile exacte ale polenului, cum îl putem întrebuința, dar și cui este contraindicat, vom discuta acasă cu medicul terapeut Rodica Lupu. Salut, Rodica, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! În sfârșit o să aflu și eu ce-i cu granulele astea, cum se consumă polenul ăsta și dacă într-adevăr e așa cum se spune că e un produs minune. Este un produs minune, deoarece natura este mai deșteaptă decât noi și ne oferă suficiente resurse ca noi să fim sănătoși. Este important să ne învățăm să le utilizăm. Aceste granule, dacă suntem foarte atenți, le vedem că sunt de diferite culori, de diferite dimensiuni. Și asta vorbește despre faptul că fiecare granulă este individuală, din considerentul că este colectată din diferite plante. Deoarece aceasta se formează din polenul de plante, din nectar și anumite resurse pe care le oferă însăși albina. Este descrisă ca salivă, nu am vrut să spun, dar într-adevăr, din adică saliva albinei. Adică fiecare pietricică e formată de o albină? Da. Și ar putea fi saliva ei? Conține, dar conține. Este... O granulă de aceasta conține până la 250 de microelemente. Wow. Care sunt proteine, vitamine, microelemente, coenzime, adică o gamă întreagă de produse necesare și eficiente organismului nostru. Rodica, eu înțeleg corect că da, e un aliment minune, dar trebuie să-l abordăm cu responsabilitate. Nu putem să-l hălim așa cu polonicul. Care totuși, cum oamenii îl consumă? Este perfect spus și ar trebui să cunoaștem limitele de utilizare. În momentul în care avem o problemă reală de sănătate, nu o rezolvăm cu ajutorul polenului. Acesta este un aliat natural care poate fi ajustat. Este un aliat natural care are proprietăți antiinflamatoare, antioxidante, antibacteriene, antivirale și ne poate ajuta pentru a crește rezistența la anume bacterii, virus și crește performanța sportivă. Dar o problemă reală de sănătate sau nu putem pune prin plan polenul ca pe o metodă de tratament. Deci e ca un supliment așa care îl putem folosi din când în când pentru o, nu știu, o cură așa mai generală. Corect. În primul rând, faptul că este natural și dacă îl luăm din surse sigure... Da, despre asta vreau să te întreb. Cum să fim siguri că e un produs de calitate? Noi n-am văzut cum ele au fost formate, cum au muncit albinuțele. Și dacă cumpărăm ceva contrafăcut? Nici nu știu dacă avem șanse să vedem acest proces decât cei care se ocupă direct cu asta. Dar, de ce am spus din surse sigure și să ținem cont și de onestitatea omului care a produs acest, care a stat la baza producerii polenului, deoarece sunt surse care vorbesc despre faptul că în polen a fost depistat și medicamente, și metale grele și să nu facem mai mult rău decât bine. Dar eu tind să cred că apicultorii sunt și ei niște oameni harnici și bunevoitori ca albinele și nu ne vor face rău. Iar, iată, acest produs arată foarte calitativ, arată natural. Și esența este că polenul îl găsim sub diferite forme, iată aceasta în forma naturală, sub forme de capsule, sub forme de siropuri. Dar efectul maxim este anume când îl avem în forma naturală, când nu a mai fost adăugat nimic sintetic, pentru că organismul nostru așa a fost creat de Dumnezeu, ca să asimileze totul ce este natural și să utilizeze cu maximă eficiență. Trebuie cumva să atragem atenția la aspectul estetic, adică la culoare, la miros, cum se distinge? La culoare, la miros și să nu aibă elemente străine, adică să nu aibă impurități, praf sau alte structuri care nu corespund iată, acestor granule minunate. Copiii pot consuma acest aliment ca un supliment așa? Sau... După indicațiile pe care le are polenul, acesta este recomandat maturilor și revin la aceea că dacă revenim la efectele pe care le are antiinflamator, antioxidant, antibacterian, antiviral, utilizarea lui în curea câte 30 de zile și nu mai mult ne oferă o rezistență și asta este foarte bun, mai ales în timpul în care noi trăim, consecințele COVID-ului, gripă, asta este foarte valoros și trebuie să utilizăm la maxim. Ce ține de copii și de vârstnici, dacă luăm aceste două categorii de vârste? La copii cu precauție și doza este mai mică
comparativ cu maturii. Respectiv, dacă la maturi doza zilnică recomandată este 20 până la 40 de grame, pentru copii este suficient 15 grame. Mm. Doar cu mare atenție dacă nu este alergic la produsele apicole. Mm-hmm. Deci, cu alte cuvinte, am putea să adăugăm, de exemplu, o lingură mică de polen sau chiar două? Chiar două, da. Așa. Și să o diluăm în apă călduță? Da. Putem să diluăm, putem să-l consumăm chiar sub forma lui uscată. Rodica, nu pot să nu te întreb, pentru că se zice că atunci când diluăm mierea, dar cred că și polenul cu apa prea fierbinte, acesta își pierde din... Da. Deci optăm pentru apă călduță și nu fierbinte. Optăm pentru apă călduță, optăm pentru utilizarea lui chiar și în formă uscată, pentru că el este plăcut la gust, nu creează disconfort anumit și atunci îl utilizăm în forma sa pură. Persoanele mai vârstnice, la fel este binevenit, sau? În vârstă trebuie de ținut cont de faptul că ei au o mulțime de comorbidități. Respectiv, bolile cronice vin la pachet și cu consumul cronic de medicamente. Și în literatură este descris și pus cu trei semne de exclamare, adică să atragem atenția că persoanele care consumă varfarină este un preparat care previne coagularea sângelor. Iată, polenul potențiază efectul varfarinii, respectiv creștem riscul de hemoragie. De aceea, în cazul vârstnicilor, de asemenea, corectăm doza sau, dacă nu este absolut necesar, atunci putem și să evităm consumul de polen. Știi, acum am ocazia să te întreb, cât de mare este diferența dintre, iată, acest polen și, la fel, un bol cu miere, care e un produs pe care îl găsim în orice bucătărie. Diferența e foarte mare sau care? Da, sunt absolut produse, absolut diverse, deoarece mierea are mai, în componența sa mai multe produse, iar polenul este strict. Polenul de floare este nectarul și elementele de la albină și atât. Nu mai conține nimic suplimentar. Extraordinar. Da, acum poate într-adevăr fi numit un aliment minune. Eu pot deja să gust. Sigur, da. Eu sper că nu am alergii la miere și la polen, dar dacă o să am, primul ajutor, ești terapeut, tu o să ne acorzi ajutorul, ia? Well, ce să zic, e un gust, nu pot zic că e un gust foarte plăcut, dar nici nu deranjează. Deci, cu alte cuvinte, care ar fi sfatul tău pentru cei care ne urmăresc și care preferă, iată, tot felul de cure din astea, așa, gen naturale, eco, care le-ar drege un pic sănătatea? Dimineața pe stomacul gol? Sau? El e utilizat de trei ori pe zi. Trei ori pe zi și de asemenea o să găsiți diferite informații pe stomacul gol sau pe stomac după alimentare. Eu aș prefera să fie după mâncare. Deci trei ori pe zi, câte două lingurițe într-un pahar de apă caldă. Așa au spus la televizor, așa este corect. Și nu mai mult de 30 de zile. Nu mai mult, cura să nu dureze mai mult de 30 de zile. Așa. De și asigurați-vă că nu sunteți alergic. Asigurați-vă că nu sunteți alergic, asigurați-vă că nu sunteți însărcinată, că nu alăptați, pentru că de asemenea crește riscul de anumite complicații. Uimitor acest produs, dar spune-ne mai multe despre efectele terapeutice și, în general, cât de studiat este produsul ăsta și cât de multe știm despre el? Aș spune eu că se știu suficiente lucruri și este un produs care a rezistat istoric. Dacă nu era să aibă atâtea efecte, era să se piardă în timp. Dar despre faptul că crește performanța sportivă se cunoaște încă din cele mai vechi timpuri și a fost utilizat cu succes. Și dacă am vorbit despre contraindicații la gravide, asta și este, că crește tonusul uterului, respectiv înseamnă că crește tonusul muscular. De aceea sportivii de performanță îl au ca supliment de bază. Și e un supliment natural care în urma unui control n-ar putea să fie probleme, da. Pentru că știm că sportivii sunt foarte atenți. Corect. Plus, sunt alte studii care vorbesc despre efectele polenului. Nu sunt atât de vaste ca lot de studiu, însă ele deja își fac apariția și descriu efectul de scădere a colesterolului, ceea ce este foarte valoros la ziua de azi când avem o societate obeză. Într-al doilea rând, sindromul de oboseală cronică care ne dă jos practic de toți. Eu, de exemplu, da? Bună ziua! Da, și nu doar dumneavoastră.
Iată un remediu natural care nu ne va face probleme suplimentare și care ne va ameliora aceste simptome este polenul. Insomnia, scăderea memoriei. Iarăși din nou, ne ajută polenul să ne scoată din aceste stări. Ne ameliorează. Iar foarte interesant mi s-au părut studiile în care s-a demonstrat efectuate pe un lot de bărbați cu hiperplazie benignă de prostată. Ceea ce semnifică mărirea în volum a prostatei asta, ca să fie clar pentru toată lumea. Și-a arătat și aici efectul benefic. Serios? Da. De aceea eu încurajez și încurajez utilizarea lui. Încurajez să ne bucurăm de beneficiile pe care ne le oferă natura, doar nu atunci când este o problemă reală de sănătate. Când am rezolvat problema, ne susținem organismul cu ajutorul polenului. Da. Rodica, tu mi-ai schimbat viața astăzi. Eu îți promit că eu de azi încep să consum polen, pentru că avem impresia că vorbești despre mine când spuneai toate acele probleme. Noi îți mulțumim încă o dată. Într-adevăr, ne-ai convins.